să moară Jack sau Aneta. Am băgat lemne pe foc. Ia să vedem, merge. Se aude soba. Ce vorbe, stas. Ai. Acum modul RS activat cu OBD. Ce vorbe, țiplă. Ia să vedem cum pornește cotețul. Pune contactul. Continuăm. Și acum aș face. Întotdeauna când e frig, chiar dacă arată că dacă stă la, nu știu, la 700, să nu știu dacă stă turata asta. Bine, nu acum, la început când a pornit și acum a urcat înapoi aproape la 1000 de ture. Dacă o las mai mult, încă nu s-a terminat programul Webasto, deoarece am pus-o la 45 de minute. Dacă se termină, nu mai urca la aproape 1000 de ture, undeva la 500 sau la 700, nu știu dacă stau astea de 3 litri. Bună dimineața! Astăzi o să merg cu fratele Cornel în Munții Albi și cum vorbisem în videoclipul anterior, o să vă arăt și cât consumă mașina, cred că asta o să fie primul experiment. Data trecută nu a fost chiar un experiment, așa am făcut cam în jur de 700 de km și mai aveam 120 autonomie. Dar astăzi vreau să vă arăt câți kilometri pot face cumplind cu mașina asta. O să fie primul experiment al meu, să vedem. Chiar sunt curios, două persoane, mers lejer, o să-i mai dăm buzină talpă, cox pe autostradă. O să și vă arăt, plinul este făcut. Deci, 810 km, am făcut 13,2 aseară pentru că am făcut plinul, după care m-am dus până la Mec, m-am întors înapoi și ăștia sunt 13,2, acum o să mergeți să luăm pe fratele Cornel și după care să ne întoarcem înapoi, pentru că el nu poate să vină cu mașina deoarece are o problemă la ea, pierdere mică de ulei. Deci, până în Munții Albi, la partea de schi Garmisch-Partenkirchen, veg, să vedem, Bayern, asta, asta e diferit față de, deci, 476, doar că o să fac undeva la 70 de km extra, pentru că o să merg să le iau pe fratele Cornel, 35 cu 35, că o să trec înapoi pe lângă casă, parcă acum s-a mai lăsat puțin trafic. Mai dăm și puțină talpă, dacă ne-am băgat puțin în spate la mașini care să filmăm, să vă spunem și cum stăm cu consumul. De aici am făcut 161, de când am făcut plinul, de când am plecat de acasă, bine plus aia 13 pe care aveam, adică așa, bine, nu mai luăm în considerare că aia sunt nimic. Autonomie 690, dar dacă vă uitați bine, rezervorul aproape plin. Scade mult din autonomie de acolo, adică de la kilometraj. Dar rest e ok. Deci, și mai avem cât mai era acum. Mai avem la 361 de kilometri. Momentan am mers ușor și încă o să mergem pentru că pe autostradă e dezastru. Asta e ora de vârf, să zic, dimineața toți pleacă la muncă. Nebunie mare. Aici cu fratele Cornel, l-am luat. Salut, Cornel, neața. Salutăm băieții. Ce vorbești, fă, Cornel, auzi că e Las Vegas aici. Moară Jack Saneta, câte mașini. Bă, e bine că s-a mai potolit ploaia asta. N-am luat. Ouchi, bă, partea aia altă nebunie. Nebunie. Câte tiruri, toate tiruri.
dimineața asta numai tiruri am prins, bă, ambele. Pe două benzi, numai tiruri. Bine că ăștia au benzi cu 3, cu 4 benzi aici pe autostradă, că dacă nu, muream în spate la tiruri. Ia, semnalizează tirul, bă, ești nebun. Suntem încă în ora de vârf, cam pe la vreo 9 și jumătate, așa 10 o să se termine toată nebunia asta. Bine că aici și sunt și lucrări, se merge cu, numai cu 80 arată, dar se merge cu mai puțin. Deci pe partea altă și pe partea noastră. Nebunie. Și deja ușor, ușor începe să se lumineze. Sunt 4 grade și oricum mai încolo cam peste 100 de kilometri, așa o să dăm și de zăpadă. O să ningă ca lumea frumos. Frumos rău de tot. Ambient light. Să ne facă dimineața mai frumoasă. Orice pod au construit ăștia aici. Să moară Jacksoneta. Păi să luăm și o cafea. Ceai. Nebunie, nebunie. Și ne ducem cu 60 acum. Poate ne-a vreun blințeanu pe aici. Băieți, în fața acolo mi-au fabricat ăștia mașina. Și multe piese din mașinile voastre. Asta acum trecem pe sub parcarea de la Bosch. Mașini de spălat, uscătoare, picăi, geaoane, avioane. Să moară Jacksoneta cât a sigla Bosch aici. Îți, Johnule, ia să vedem Bosch Parkhouse. Cred că asta e a treia oară când trec pe aici. Dar mulți îi văd pe TikTok, zici că cine știe pe unde au trecut. Ia să vedem, ia să vedem. Otlă, ia, bobiță. Bosch. Am, asta e. Nu știu ce e aici, sincer. Să caut să mă trec și anumă. Asta e o parcare, dar nu știu de ce aparține. Deja era zăpadă, plus acum ninge de
cred că de ieri din ce s-a nu știu ce văzusem eu, deci da, ăsta și scopul, noi de-aia mergem acolo să îi rupem fâșul la mașină prin zăpadă, ne-a luat și Sania, nu ne-am echipat noi de schi, dar nu contează, oricum aici, bine, deocamdată se merge bine, dar mai încolo din ce, din ce văd o să fie mai nasol, deja suntem la aproape un grad. Apropo de consum, mers 334, mai avem 500 de kilometri autonomie și rezervorul nici la jumate nu este, adică nu este sub jumate, este puțin peste jumate, ceea ce e bine. De-aia, cum spuneam mai devreme, autonomia scade foarte repede, dacă ai dat total pe puțin, ai putut o depășire imediat, sunt 20 de kilometri, dar rezervorul se menține bine. Deci am făcut 335 și cred că o să alimentăm la întoarcere. O să ne mai plimbăm pe acolo, dacă găsim vreo parcare, vreun drum, ceva, să urcăm, să patinăm puțin, să facem un drift. Mai avem, apropo, mai avem 188 de kilometri, la 10.47, doar până la 11, dacă o să ne oprim puțin, să mergem să luăm un cafea, un ceai, că de când tot spunem și nu ne-am mai oprit, parcă nici să mă dau jos, nu bine. Oprim puțin să facem o pauză mică. Bate o vigilie afară de mori. Ce vorbești, mă? Cum e, Cornele? A? Cum e? Suflă vântul și e cam rece. Să arunc mizeria. Ia, mă, ia. Bă, ești nebun, scrie în românește aici, mă. Și că Ministrul Federal Alimentației și Agriculturii, dacă vă interesează aici, din 2014 se răspândește în Europa. Ce vorbești, mă, că suntem cunoscuți și noi până Europa. Bă, băieți, deci ne-a redirecționat navigația, nu știu de ce. Bănuiesc că trafic, ceva, accident. Și acum trebuie să mergem pe München. Deci de la 188 de kilometri, acum mai avem 224 iar. Ce bate o vigilie, lapoviță, ninge, nu se înțelege nimic. Cum arată cotețul după 300, aproape 400 de kilometri. Încă arată bine, e curățel. Când s-o usca, numai alb se face tot. Ce să mai faci omletă, că sare avem. Bă, dar ne-am mai dezmorțit puțin, mă, că dacă nu, nebunie. Bate vântul. Ne oprim acum la un Peco. Ne-am oprit aici, am spus că găsim ceva, o toaletă, dar nimic. Ne oprim la un Peco, luăm o cafea, un corno. Ce facem, Cornel? Ne urcăm, că ne ia. Ce vorbești, mă, că îngheți de frig afară. Deci, mai avem 221 de la 188, deci ne-a redirecționat, ne-a dus în normal. Și acum tot la fel, pentru că noi normal pe aici venise la început, în Ulm. Trebuia să o luăm cumva pe partea asta, prin Algău. Dar acum nu știu din ce cauză ne-a redirecționat, ori prea multă zăpadă pe aici, că deja pe aici munți. Pe părțile astea pe aici, prin Algău. Nu am trebuit să o luăm așa. După care trebuia să ieșim, bănuiesc că pe sus, pe partea undeva, pe aici trebuia să... Da, trebuie să o luăm cumva, nu știu. Dar și acum văd că... A, nu, uite, vezi acum iară nea. Uite, vezi tu, navigația. Nu știu ce naiba face. Uite, vezi iar 156 și la început ne dea pe München, pe partea alta. Uite, vezi? Dar nu știu de ce. Nu știu ce naiba are, că de când am luat-o tot se instalează și că hărți online, știi? Aici mi arată 2023 unde naiba este, hărțile. Uite, vezi, aici arată. E 2022, geobasic, în fine. Deci arată 2022, dar nu știu ce naiba are, uite, vezi 155, 156 acum. Bă, ce are, mă, nebunii și mașina asta? E nebună mașina asta. Hai să biruim mai departe. Se știe. Chestii și mea chiar să se curăță aici toaleta. Trebuie și apa. Ok.
ca să le vezi până în Austria, după aia în Ungaria deja poți să uiți. Îl vezi până e gârbe, că îți dă clanța de la ușă și în România îți dă un metru de hârtie igienică. Mamă, ce cade lu' ăsta gheață să moară Veta. Mamă. Ce se duce Porsche-le, zile tate. Deci cât am dat noi să evităm să nu luăm prin Austria și tot prin Austria ne bagă. Deci cum ne-a băgat navigația asta, cum ne-a dus, cum ne-a frecat. Deci mai avem 25 de kilometri. 12 minute cum am venit și intrăm în Austria. Ne amărește cornele acolo puțin. Normal vrem să mergem aici la lacul ăla. E un lac aici. Fusion. Și de mult îl văzusem, nu știam, băi, zic, mergem, să depășim tirul ăsta pe scop. Zile, tate! Ce vorbești, mă, când schimbă senzații în via asta. Dacă ne venea o bucată de aia de gheață în termopan, trebuia să-i chemăm pe aia de la Cargula să ne schimbe. Așa, și vreți să ne oprim acolo la lacul ăla. Să vedem cum și pe unde trebuie să intrăm. Să arată aici unde e panoul ăsta, să-ți mă arătăm puțin. Deja arată Austria. La 23 de kilometri. Ce-i nasol acum e... pandemia asta, nu știu cum mai bani. Uitați aici Austria. Nu știu cum e cu pandemia asta, cum și ce fel se... Uite, ăștia aruncă sare sau cineva. Ce trebuie să facem? De fapt, eu am vaccinul, am tot, dar... Mă știam că trebuie să anunți cumva să... Da, ăștia aruncă sare aici, au pe... Cornele, ia burgerul și... Uita ce aruncă ăsta cu sare să moară Jackson, etați. Trebuia un burger repede, niște piperi, că sare aveam de la ăsta. Ce vorbești că aruncat ăsta sare? În fine. Și nu știm cum e treaba cu pandemia cu asta. Noi am trecut data trecută, nu ne-a controlat nimeni. E, dar la întoarcere în Germania, imediat băieții au sărit pe noi. Ne-au controlat, nu ne-au zis nimic, dar acum puțin treaba mai nasoală cu vaccinul 2G, 3G, 2G plus aici. Adică trebuie să ai două vaccinuri. Trebuie să-i vaccinezi de două ori plus test ca să poți să, nu știu. Da, nu știu, vedem acum. Eventual la întoarcere, dar ca să ajungem acolo unde vrem noi să ajungem, în munții albi, la pârtia de schi acolo în Craina, unde și lacul la șmecher, nu ăsta, bine că și ăsta, n-am fost la el, dar de ce știam, și ăsta ar fi super, cu apă cristalină, așa, nu știu dacă e înghețat sau vedem, rămâne un grad afară. Și să vedem acum care e faza. Ne ținem la curent. Tocmai ne-am oprit, am luat o cafeluță. Ce vorbești cu băiatele, au scumpit ăștia totul aici, 5 euro cafeaua, aproape 2 euro motorina pe autostradă. Deci să tot mergi să te plimbi. Momentan aici e puțin mai lados. Băteau o vigilie mai devreme, trebuia să țin ambele mâini pe volan. Bine, oricum le țineam pe ambele, dar parcă zici că eram undeva la drifturi, la riuri. Trebuia să trag stânga-dreapta, mă, nebunie, deci cred că erau peste 100 de km la oră. Eu cred că lacul ăla Corneliu, cred că e în Austria, cred, nu știu. Vedem acum. În tunelul ăsta și oficial suntem în Austria. Deci am văzut pe partea cealaltă la întoarcere, control, poliție. Deci de pe autostradă e o parcare, te dirigează prin parcare, oprește orice mașină. Să vedem la întoarcere dacă putem să evităm. Și pe Austria momentan n-am văzut nimic. Deci la intrare sper să vedem după pod aici dacă o fi ceva. Dar ce miroase am luat, gata, am intrat în Austria. Ce spate, ce vorbești, mă, nu-ți vine să crezi, pac, la aruncătură de băț. A, nu mai e zăpadă cum era anul trecut, când am fost noi. A, și oficial suntem în Austria. Hai să mergem cu 100, 120, 130, mai voie că te... Imediat te iau băieții, welcome man, benvenuti, scrie și în italiană. Torțu Tirol. Regiunul Rute. Și ne oprim la șelul ăsta aici să întrebăm de vinietă. Și să vă arătăm și un preț la motorină. Cred că e mai ieftin sau mi se pare mie că e mai ieftin. Bă, da, uite, mai ieftin. Diesel 1.49, îți vine să crezi? Ce vorbești aici, e mai ieftin? Dar știam eu ceva, deci în Austria, deci e mult mai ieftin. Uitați aici. Deci, sper să se facă acum. Ce, să facem aici, să băgăm dacă vrei? Citați aici, am zis că am vrut să ținem mașina până la
până pe zero, să zic așa. Dar eventual o să alimentăm aici, deoarece costă și puțin. Păi la mine, eu aseară am băgat normal, diesel normal, cu 1.70. Și aici costă 1.49 diesel, normal, și tot de la Shell. Și uite, V-Power-ul pe care îl băgam eu costă 1.68. Deci diferență. Și dacă băgam la ultima benzinărie din Germania, deci o puneam. Și mă costa aproape 2 euro dieselul normal. Uitați, băieți, acolo, munții Alpi. Nu prea se vede că e ceață, dar... A, bobiță. Nu se văd prea bine. Dar oricum, anul trecut când am fost, era zăpadă, nebunie era aici. Da, așa acum. Peste puțin timp o să... Nu știu dacă m-am pus bine aici, dar până o să plătească, o să fie o coadă de... Așteptăm. Gata? S-a făcut? Da. Bă, cam atâta, deci 52 de euro și 8 cenți, 34 de litri mentaș, care era jumătate rezervă, nu știu cât la sută, și motorina costă 1.49, după cum am zis. Deci, așa ceva nu mai prinde o pertă din asta. Dă și mie o cârtie de acolo. Acum. Vreau să punem vinieta. Am luat-o pentru 10 zile, cât? Cu 10 zile. Ok, să punem puțin aici. Dacă nu, să vezi, după aia ne ajunge acasă, în schimb de câțiva euro, o să ne ajungă câteva sute. Uite unde era, mai jos aici se pune. Sau egalul. Așa. Și nici nu o lipesc prea. Dacă o lipesc după aia, nu se mai ia de acolo. Bă, cam asta e. Am luat și vinieta. Mulți kilometri nu mai avem. Mai trecem vreo unul prin spate. Cum s-a dat ăsta jos din mașină? Dimineața cântă cucu, numai noi mergem la lucru. Dar noi nu mai mergem. Cât ne arată? Deci, ca să vă spunem așa în mare parte, deci am făcut plinul aici, că nu se știe, că ne-am mai întâlnit cu așa prețuri, am zis că o să facem o... Dar, am făcut 494 de kilometri. Cu plinul de l-am avut de acasă, jumătate de rezervor aveam înainte să alimentez și eventual nu o să resetez nimic, o să-l las așa, când o să ajungă la jumate o să vă spun exact, aproape de jumătate, că nu o să-l las până la extrem să ducă. Dacă l-aș lăsa până la jumătate, s-ar însemna că aș rămâne pe 0 km. Undeva aproape de jumătate, uite aici trebuie niște drifturi făcute. Ok. Deci, 1.49 motorina. Bă, pe aici e bine? Da. Pe aici, pe aici. Aia e, tate. Chestia pe care am vrea să o facem este să traversăm pe acolo, pe sus. Dar, de ce am înțeles, trebuie dinainte să-ți faci rezervare, că mai e un castel sus acolo. Ia-ți-ne până. Pe sus, pe aici, pe pasare, la asta, ca să zic. Și am văzut, m-am înscris parcă pe pagina de Facebook și cumva pe aici, dacă lovesc în dreapta, să ieșim. Dar acum am plămâit asta. Să mergem pe chestia asta, ar fi super. Castelul ăsta sus și de acolo, știu că se face. De acolo intrarea. De acolo pe sus și traversez pe aici. Îți dai senzație de să fii în mijloc acolo, să te uiți în jos. Uite cât adensă de gheață pe aici. Zurcuri de gheață. Da, deci aici suntem în Austria, ca să ne înțelegem. Asta e cum ar veni o traversă. Deci noi traversăm acum o porțiune de vreo 70 de kilometri prin Austria, ca să putem ajunge în partea cealaltă. Deci tot în Germania era bucata aia, dar decât pe aici se poate traversa, din ce știu eu. De fapt, din ce ne-a dus navigația și de ce tot ne-am uitat tot pe aici. Cum am dat-o, cum am făcut tot prin Austria. O să ne uităm după când ajungem în zona respectivă, să vedem cum facem să... Ce frumos ninge. Bă, măcar au drumuri bune austriezii ăștia. Vici, nu știu să facem o poză. Ce bun, ești, ce frumos ninge. Ce, ca lumea se ține pe curbe. Uite, Zugspritz. Wow, Tiroler. Și încă sus acolo o chestie importantă ce vreau să vă spun. Momentan acum nu știu, să vedem.
Este o telegondolă mare, nu știu dacă ați văzut un video, am un video anterior pe un video pus acum un an de zile pe YouTube, unde am fost tot cu Cornel. Este o telegondolă, cred că încă 20 de persoane. Acum nu știu dacă neapărat să te duci la schi, dar te duce chiar în inima munților acolo la 2000, aproape 3000 de metri altitudine. Și costă undeva la 50 și ceva de euro, am văzut. Vrei să urci și să cobori. Momentan, nu știu, normal trebuia cu programare, din ce am văzut la ei pe pagina de Facebook. Acum să vedem dacă putem să ne mâncăm și noi, să ne dăm o tură. Deci ar fi un peisaj de nedescris acolo sus cu telegondola aia. Să te duci în inima munților să filmezi de acolo frumos. Dar să vedem cum stau treburile, că n-am ajuns. Sper să fie deschis. Să vedem lacul dacă e înghețat acolo. Lacul unde vrem să mergem, lacul Crainau, Aipsi se numește normal, să mergem acolo. Și deja se vede că de aici zăpada e mai multă zăpada, se intensifică cumva. Doar că anul trecut era enorm de multă. Doar că noi am fost în decembrie, acum deja suntem în februarie, deci nu pot spune că iarna e pe sfârșite, dar aici în munți știu că e zăpadă până la sfârșitul martie și tot mai ninge. 10 multe limite aici, dar sunt multe curbe zăpadă, trebuie să fim atenți. Deja se vede și puțin zăpadă pe carosabil. Cât că avem sistem 4x4, dar trebuie să ne aventurăm așa că nu știu niciodată nu luăm în șanță. Și le rupem cu ăștia parapeții, nu mai ne pot fi plătit. Multe tunele pe la ăștia pe aici. Tipic. Munți. Și mai ales în Italia, acolo e vizibilitate limitată, s-a dus iară. Wow. Vezi mai multă zăpadă și ninge ca în povești. Aici da. Aici da. Deci intrăm din nou în Germania. Deci asta a fost doar o trecere, așa cum am spus. Pentru că pe partea cealaltă nu se poate trece. Prea mult de ocoli prin munți, prin... Deci ar trebui să... Dacă ar trebui să vii doar prin Germania, deci ar trebui să ocolești undeva la 5-600 de km, deja se ridice. Bundesrepublik Deutschland. Și am intrat deja. Deci aici suntem oficial în Germania. Deci am intrat, mai avem 12 km și ajungem la destinație. Să zic în orașul Grainau. După care cred că încă vreo 5-6 unde trebuie să ajungem sus în munți acolo, în munții Alpi, la pârtie, să spun așa. Momentan aici vremea nefavorabilă, ninge, viscolește, și aici scrie în germană, engleză și în italiană, pedaggio, un grad. Celsius avem afară, frig. Și intră și în primul orășel din Germania. Aici sunt radare. Ține curând. După tine nu te ia radarul. Deci mai avem puțin până. Ia să mai fie și la blițuri. Deci până ajungem la în orășelul, să zic, Grainau. După care o să mergem să mâncăm ceva și o să urcăm sus la pârtie. Se vede pe aici nu prea a fost, adică a fost zăpadă mare, dar în ultima vreme a fost cald și credeam că și aici o să fie. De fapt seara vedeam minus 10, minus 12 grade sunt aici, dar oarecum s-a dus și zăpada pe timp de zi. Dacă tot ne pinge asta de la spate. Așa. Dar sus acolo unde mergem noi o să fie multă zăpadă și o să ningă mai mult decât aici. Sunt undeva la minus 2, minus 3 grade din ce am văzut eu pe meteo. Dar zăpadă mai mult ca sigur o să fie extrem de mult.